Pentru că astăzi am fost în stupină și am lucrat destul de mult. M-am gândit că e important să vă spun și când e perioada optimă în care se pot administra turtele proteice. Spuneam eu de multe ori, am spus că după 20 februarie e acel moment în care e optim să se administreze turtele proteice. Și pentru că consider că acum e momentul, tot timpul am la mine câteva cutii de turtă. Uite, vă voi spune astăzi de ce este important să ținem cont de acei factori care practic ne dau niște semne cu privire la când e bine să punem turta proteică. Înainte de a o desface, haideți să vă arăt ce se întâmplă aici, ce se întâmplă cu familia noastră. V-am mai deschis familia asta și într-un alt material pe care vi l-am arătat. Uitați-vă și voi ce se întâmplă aici. Aici avem turtă, a fost o turtă energetică, deci o turtă doar din zahăr, dar aici avem albinele foarte liniștite. Ce denotă asta? Denotă existența măticilor. Deci unul dintre momentele în care trebuie să de care trebuie să ținem cont sau de factorii de care trebuie să ținem cont este existența măticilor. Nu punem turtă proteică acolo unde nu avem matcă. Adică unde albinele sunt agitate, probabil chiar bezmeticite, probabil prin luna martie, coloniile care și-au pierdut matca vor fi bezmeticite și vor începe să ponteze, albinele vor începe să ponteze. Deci, cum vă spuneam, existența măticii, căutăm matca. Dacă avem matcă, putem să punem turtă proteică. Alt lucru de care trebuie să ținem cont este prognoza meteo pe următoarele două săptămâni, adică chiar dacă e înorat, trebuie să vedem care e temperatura, pentru că albinele pot să zboare și dacă afară e înorat, cu condiția să fie suficient de cald. Astăzi au zburat albinele, au avut zbor bun, în jur de 3 ore au zburat astăzi foarte bine, pentru că a fost și soare, a bătut soarele pe ele. Deci, existența măticii și condițiile meteo pe următoarele două săptămâni, deci ținem cont, trebuie să ne uităm care vor fi condițiile meteo pe următoarele două săptămâni. Dacă vedem că vine ger, adică frig foarte mare, nu vom pune ger, înseamnă sub minus 10 grade, nu vom pune o turtă proteică, vom pune o turtă energetică. E foarte important să punem o turtă energetică dacă vin două săptămâni de ger, pentru că e posibil să rămânem fără hrană. În momentul ăsta, în 2024, coloniile noastre au început ponta destul de bine, în forță, a fost o lună februarie foarte caldă și avem pontă multă. Al treilea lucru de care trebuie să ținem cont este data din calendar, nu înainte de 20 februarie. Deci înainte de 20 februarie nu se pune turtă proteică, orice ar fi, nu se pune turtă proteică. De ce? Pentru că nu știm ce vreme va veni și cât timp va veni vremea aia. Acum, chiar dacă va veni o vreme mai rece, în următoarea perioadă va fi o perioadă mai rece, nu ne deranjează pentru că suntem convinși că primăvara va veni. Dacă nu în două săptămâni, va veni în trei, în patru săptămâni. Mă bucur că și cuțitul ăsta taie foarte bine, taie cuțitul ăsta. Adică dacă încerc să-mi tai venele, nu o să reușesc. O să mă chinui doar. Dar e bine că am reușit totuși până la urmă să desfac această turtă cu ultra bine, o turtă proteică pe care o împărți în două. Ar fi trebuit să o tai înainte de a o desface. Ce e important? E important să vă gândiți cum tăiați turta în două, adică dacă colonia voastră este mică, pe, știu eu, 3-4 rame, o să o tăiați pe lungime. O să o tăiați pe lungime pentru ca să puteți acoperi
cele 4 rame. 1, 2, 3, 4 rame, da? O să tăiați turta pe lungime și o să acoperiți 1, 2, 3 intervale în care albinele vor putea să preia turta. Dacă colonia este pe 8 rame, cum e aceasta, da, atunci tăiem turta și cum e și aceasta, asta de dincoace, vedeți și voi cât puhoi de albine avem, atunci turta o vom tăia pe lățime, deci din lățime, uite așa o vom tăia. Da, e suficient să tăiem doar folia și turta se rupe. Asta este turta cu ultrabin, nu va curge, nu trebuie să-și facă nimeni griji că va curge. Da, a fost un lot acum câțiva ani buni, acum vreo 4 ani, a fost un lot pe care l-am făcut prea moale, că am ascultat de apicultori și l-am făcut pentru iarnă prea moale și a curs, s-a scurs, în unele cazuri s-a scurs câțiva picuri, în alte cazuri s-a scurs mai mult, dar nu punem turtă proteică pe colonie care nu are albine. Na, ia uitați-vă cum sunt pe acea bucată de turtă care le-a mai rămas. Și frumos le facem loc. Bineînțeles, asta cu afumătorul ar fi trebuit să facem. Vedem dacă mai avem fum. Da, ușor, ușor. Punem albina între rame. Și acum nu avem decât să poziționăm această turtă cu ultrabii. Încercăm să o poziționăm acolo unde considerăm că e cuibul format, unde a început ponta. Și iată cum avem acces de pe 1, 2, 3, 4 intervale cel puțin și intervalele mărginașe au acces, uite aici, da? Al 5-lea interval și al 6-lea interval, uite cum pot albinele să intre acolo sub turtă și să preia turta. Nu uităm cele 3 lucruri de care trebuie să ținem cont pentru ca să, și care ne indică practic momentul optim pentru administrarea turtelor. Prognoza meteo pe următoarele 2 săptămâni trebuie să ținem cont de ea. Data din calendar obligatoriu după 20 februarie și existența pontei măcii. Dacă nu avem pontă în 20 februarie, trebuie să verificăm neapărat existența măcii. Adică noi ne dăm seama aici că avem pontă. După câteva semne a consumat această turtă, da? Dacă nu ar fi avut pontă, n-ar fi consumat. Uite, ne-a mai rămas puțin. Sigur, avem rezerve mari de hrană, de aceea nu a consumat-o în exces. Da? Deci nu a consumat-o atât de repede, pentru că avem rezerve foarte mari de hrană aici. Gata. Rapid. Operația asta trebuie să se desfășoare rapid, nu cum am făcut-o eu acum. Și tot rapid trebuie să închidem stupul. Asta trebuie pusă de desubt, peste rame. Dacă avem această învelitoare, dacă avem această husă, nu va fi niciun fel de problemă și vom pune în pachetajul, vom pune direct peste rame. Asta a fost pentru azi, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Noi vom continua să mai punem turte proteice, de astea cu ultrabi. Ținem legătura, ne vedem data viitoare, vă doresc spor la treabă, vreme bună și spor la treabă.